Un marocan de 22 de ani a intrat ilegal în țară cu un camion care venea din Serbia. Inspectorul principal de poliție, Ioana Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat. Marți 22 noiembrie, în jurul orei 13:50, pe drumul național 1H, în localitatea Crișeni, polițiștii secției numărul 1 de poliție rurală Zalău au depistat și legitimat un tânăr de 22 de ani din Maroc, bănuit că ar fi intrat ilegal pe teritoriul României. În urma verificărilor efectuate, polițiștii secției au constatat că tânărul nu figurează în evidențe ca posesor de documente de călătorie sau care să ateste legalitatea intrării acesteia pe teritoriul României. Fiind întrebat de polițiști despre modul în care a trecut frontiera de stat a României, acesta a declarat că a intrat ilegal în țară cu un camion care venea din Serbia. Cetățeanul străin a fost condus la sediul poliției și predat polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Sălaj. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 262 aliniatul 1 din Codul Penal, și cercetările sunt continuate de polițiștii secției numărul 1 de poliție rurală Zalău.